Ministerul Muncii a dat publicității conținutul legii 186 din 2016, publicată în Monitorul Oficial al României din 27 octombrie, prin care orice persoană își poate cumpăra vechimea în muncă dacă nu a avut calitatea de asigurat în sistemul român de pensii în perioada în care solicită vechimea în muncă. Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, în speță legea numărul 186/2016, a intrat în vigoare cu data de 27 octombrie 2016. În temeiul acestui act normativ poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliu sau reședință în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Nu are calitate de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială. Nu a avut calitate de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia în perioada pentru care se solicită asigurarea. Sau nu a avut obligații de asigurare în sistemul public de pensii în perioada pentru care solicită asigurare. Contractul de asigurare se încheie numai pentru perioade anterioare datei pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de asigurare stipulată de legea 63 din 2016 pentru o perioadă înscrisă în contractul de asigurare și ultimii 5 ani anterior acestei date. Contractul de asigurare socială prevăzut de legea 186 se încheie numai pentru perioade anterioare date de la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de pensionare, ce se regăsește în anexa numărul 5 din legea 263/2010, și pentru o perioadă ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani anteriori acestei date. Contractul de asigurare între solicitant și Casa de Pensii Neamț se încheie la sediul acestei instituții din Piatra Neamț în perioada 27 octombrie 2016 și 27 aprilie 2017, luând ca bază de calcul a contribuției venitul asigurat, care nu poate fi mai mic decât venitul minim de bază garantat, care variază în funcție de perioada de vechime solicitată. Formularul de contract se completează la sediul Casei Teritoriale de Pensii din Piatra Neamț, strada Calița Hogaș, numărul 24. Încheierea contractului de asigurare a temeiul legii 186 poate fi realizată numai în perioada 27-10-2016, 27-4-2017. Trebuie să mai reținem că baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se poate achita contribuția de asigurări sociale înscrisă în contractul de asigurare, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul minim de bază garantat pentru respectivele perioade. Acest salariu minim de bază pentru perioada octombrie 2011-octombrie 2016 variază de la suma de 670 de lei până la suma de 1250 de lei. Cota de contribuție de asigurări sociale care se calculează în baza legii 186 este cea pentru condiții normale de muncă. Astfel, pentru perioada 27 octombrie 2011, 30 septembrie 2014, cota de contribuții de asigurări sociale a fost de 31,5%, iar pentru perioada 1 octombrie 2014 până în prezent, cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale este de 27,3%. La achitarea fiecarei cote de contribuție, care se face la casieria Casei Județene de Pensii Neamț sau prin mijloace de plată bancare sau electronice, se va ține cont de indicele de inflație. În primele 15 zile ale lunii noiembrie, la Casa Județeană de Pensii au fost încheiate deja 50 de contracte de cumpărare a vechimii în muncă. Reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, se calculează cu indicele de inflație ori de câte ori se face plata contribuției. La fiecare tranșă de plată a contribuției de asigurări sociale, Casa Teritorială de Pensii va întocmi fișa de calcul a contribuției actualizate. Plata contribuției se poate face numeral la caseria Casei Teritoriale de Pensii sau prin orice mijloc prevăzut de lege, în contul deschis la trezoreria statului. Până la această dată, în speță în jumătate de lună, de la 1 noiembrie până la 15 noiembrie, la Casa Județeană de Pensii Neamț au înregistrat 50 de contracte încheiate în temeiul legii 186/2016, fiind persoane care s-au asigurat atât pentru câteva luni de zile, dar cât și pentru 5 ani. Sunt două. Legea care permite plata retroactivă a contribuției de asigurări sociale a fost publicată deja în Monitorul Oficial, partea 1 din 24 octombrie 2016, și a intrat în vigoare deja din data de 27 ale aceleiași luni.